Cel mai căutat fruct al toamnei nu este mărul, așa cum mulți ați fi tentat să credeți, ci este vorba despre banala prună, un fruct foarte bogat în vitamina C, vitamina A, vitamina K, potasiu și fibre. În plus, mai spun medicii nutriționiști, fenolii, alți compuși benefici din prune, protejează stratul natural de grăsimi care compun neuronii creierului uman. De ce este important să consumăm prune? Pentru că prunele sunt extrem de hrănitoare, având o varietate de beneficii de oferit pentru sănătatea noastră. Da, foarte mult. Și la gem și facem și țuică și de toate. Da, sunt foarte bune. Aceste fructe conțin multe vitamine și minerale, pe lângă fibre și antioxidanți care pot ajuta la reducerea riscului de apariție a mai multor boli cronice. Puteți consuma prunele proaspete sau uscate. Prunele uscate sunt cunoscute pentru îmbunătățirea mai multor afecțiuni de sănătate, inclusiv constipația și osteoporoza. Da, eu am făcut compot de prune, că sunt foarte mare consumator de compoturi. Eu consider că nu numai prunele, toate fructele sunt benefice pentru organism. Până acum am cumpărat numai pentru mâncat așa, pentru compoturi și dulceturi, mai târziu, încă nu sunt coapte. Cu toate că oamenii sunt conștienți de beneficiile prunelor, comercianții afirmă faptul că atât producția cât și vânzările merg extrem de rău. N-are lumea bani. Să vorbim de fiecare dată. Producția de anul acesta cum este? A fost producție slabă. N-a fost ploi, ce să vă spunem mai mult de atât? Consumul regulat de prune și prune uscate poate avea un efect protector asupra sănătății inimii. Specialiștii mai susțin că prunele și prunele uscate sunt bogate în antioxidanți, care reduc inflamațiile și pentru a vă proteja celulele de daunele provocate de radicalii liberi.